Bună dimineața, dragii mei, și bine ați revenit la mine pe canal. Zic bună dimineața pentru că este dimineață în momentul în care eu filmez. Știu că cel mai probabil la voi o să fie ora 17 când o să postez eu acest videoclip, dar am zis să salut și pe toată lumea. Ok, pentru astăzi ce credeți că o să avem? O să avem un unboxing de Mystery Box. Da, o să fie o surpriză și pentru mine, probabil și pentru voi, pentru că e prima oară când încerc astfel de Mystery Box și anume tradus în română o să fie cutia misterioasă. Așa că vom descoperi împreună ce ascunde această cutie. Cum s-a întâmplat toată treaba aceasta cu cutia, de unde am descoperit, vă povestesc imediat. Zilele trecute tot răsfoiam așa pe Instagram diverse pagini până la un moment dat când mi-apare o reclamă de la Etera. Și anume acolo spunea că o super reducere de la 249 de lei la 99 de lei, un mystery box. Așa că am zis ok, dacă e și reducere, acolo sunt și eu pentru că eu iubesc reducerile. Nu contează că sunt ele fake, știți cum e treaba cu reducerile. Unele sunt doar așa reduceri în ghilimele, dar de fapt nu sunt reduceri. Așa că am zis ok, pentru 99 de lei vreau să primești și eu mystery boxul acesta să văd exact cu ce mă încântă. Dacă mă încântă, evident. Și tot acolo pe site la ei mai aveați și un câmp unde puteați voi să bifați. Contra cost, evident, 30 de lei dacă vreți să vi se brodeze inițialele, iar 50 de lei dacă vreți să vi se brodeze tot numele complet. Așa că eu am preferat să bifez pentru 30 de lei doar inițialele, în condițiile în care nici măcar nu știu ce se află în cutie, dar probabil că se află niște ținute vestimentare. Mă gândesc că dacă ar fi produse, unde ar putea pune inițialele tale? Da, deci cel mai probabil vor fi niște articole vestimentare. Am aici coletul, gata de desfăcut, abia aștept să văd ce mă așteaptă. Bine, acum, făcând o mică paranteză, știți că mai erau în desene cutiile acelea unde desfăcea și venea un pumn. Eu sper să nu se întâmple asta, pentru că ar fi culmea. Nu. Ok, haideți să dăm drumul la treabă. Voiam să vă mai zic că comanda a venit destul de repede, adică eu am plasat-o acum 2 zile și ieri mi-a venit. Așa că nu durează prea mult. O să vă foșnesc puțin punga pentru a o desface. Yay! Mystery box! Haideți să vedem ce se află în interior. Nici nu știu cum să țin să vedeți și voi, poate că e mai ok așa. Să vedem. Am și un voucher cadou de 10% la următoarea comandă, cel mai probabil. Da, 10% pentru următoarea comandă. Ce fain, sunt aranjate! Oh my god, haideți să vedem. În primul rând, am o măscuță! Bine că mi-au trimis măscuța acum când s-au ridicat toate restricțiile, dar e ok. Da, am murdărit-o deja de balsam pentru buze, așa că, da, se întâmplă și asta. Super faină și materialul e super drăguț, dar nu am nimic brodat pe ea. Haideți să vedem următoarea. Următorul articol, da, probabil că mi-au pus doar articole vestimentare, după cum mă gândeam, pentru că v-am zis mai devreme, nu ai cum să brodezi ceva cu inițiale dacă este un produs, ci mai degrabă un articol. Uitați-vă ce inițială am pe ea! Super fain și este brodat. Îmi place, dar parcă se vede într-un fel anume, nu știu, poate trebuia materialul ăsta un pic mai intens în momentul în care s-a brodat, dar e fain și așa. Și culoarea rozul ăsta, mamasita, îmi place rău! Și avem ceva din dantelă. Putea să vă alegeți și dimensiunile în momentul în care, că de asta m-am gândit eu, că e posibil să fie niște articole vestimentare, pentru că trebuia să vă alegeți și dimensiunile, mărimile, adică S, M, ce mărime purtați voi. Vai, dacă de faină e asta, ca și culoare.
Este pijama, că văd, am și partea de jos. Va, e super, bă! Super faină. Mamă, materialul ăsta roz cu negru, dantela asta, mă, îmi place super mult. Yes. Da, nu știu care e treaba cu brodatul ăsta, pentru că vine fix aici pe sân, cred că vine. Iar pe interior se va vedea așa. Sunt tare curioasă dacă nu cumva mă râcâie ceva sau mă deranjează în momentul în care o să o pun pe mine. O să și probez aceste articole să văd cum se așează. Eu mi-am luat mărimea S pentru că cred că mi-e ok. Adică în general port mărimea S. Dar acum, da, fiind faptul că sunt pijamale, s-ar putea să-mi fi trebuit mărimea M pentru a fi puțin mai lejeră. Dar sper că e ok. Ok, iar mai departe avem și un pereche de pantaloni scurți. Oh, Doamne, ce fain sunt ăștia și drăguți! Ia uitați-vă! Îmi place foarte mult dantela asta și pare bine cusută, adică nu are probleme la cusătură. Super fain! Deci rozul ăsta cu negru din dantelă mi se pare o combinație wow! Deja sunt încântată și se pare că mai am ceva. Ah, văd că pantalonii ăștia nu au și brodărie cu inițialele mele. Da, nu au brodate inițialele mele, dar e ok. Deci doar bluza aceasta are. Bine, eu mă așteptam să-mi o brodeze undeva aici pe spate sau mai știu eu. Știți cum ai văzut să-mi iau niște halate unde scria pe spate Princess sau The Queen sau diverse chestii brodate? Așa mă așteptam și la astea, să vină undeva pe spate sau poate undeva în josul taliei, dar nu, mi-a pus-o aici pe pept. Ok, iar mai departe avem tot un maiuț din ăsta de dormit, pe negru de data aceasta. E să vedem, acesta a venit tot în mărimea S, da, deci mi le-a trimis pe toate în mărimea S. Super fain și ăsta. Îmi place foarte mult materialul. Ia să vedem din ce este făcut. Nu are nicio etichetă din ce este, dar pare ceva satinat oricum. Super drăguț. Și mai departe mai avem ceva. Wow, sunt pantaloni lungi, nu cred! Iar la picior este brodat din nou cu aceeași dantelă care se află și la top. Vai, ce fain sunt! Nici culoarea aceasta de maro nu este urâțică. Este faină, da. Probabil că s-au gândit la maroul ăsta ca să meargă în combinație cu negru. Dar, wow, nu mă așteptam să fie pantaloni lungi. Și cam atâta se află în cutia mea. Super fain, deci la 99 de lei să primesc două pijamale din astea așa de satin sau, mă rog, ce material este, una pantalon lung, una cu pantalon scurt, mi se pare o afacere genială. Yay! În sfârșit am dat lovitura! Ok, haideți că vreau să le probez, să vă arăt cum vin și pe mine și după mai comentăm puțin despre cum se așează și dacă îmi plac, dacă nu îmi plac, cum se așează. Vedem după. Revin! Oh, ia uitați-vă la această pijama, este superbă și nu mă deranjează nici cusătura aceasta pe interior, pentru că mă așteptam să mă râcâie ceva pe interior, dar nu, se simte ok, mărimea mi este bună. Între timp când mă îmbrăcam, am observat și din ce este făcut. Nu este satin, este 50% poliester și 50% bumbac. Deci da, am greșit. Dar mi se pare super fain, așa vine și de la spate. Pantaloni, iar mi se par ok. Mărimea îmi vine, adică nu mă strânge, mă simt și destul de lejer în ea, dar ia uitați. Doamne, leșin, cât îmi place, îmi place materialul ăsta, super fain și îmi place culoarea. Deci rozul ăsta combinat cu negru e super fain. Da, abia aștept să o îmbrac și să dorm în ea, de ce nu? Ok, haideți că o să probez și cealaltă pijama, să vedem cum vin și pantalonii aceia lungi. Deci de asta sunt super încântată. Vă dați seama, numai dacă mă duceam în magazin să cumpăr acele două piese, și anume topul și pantalonul scurt de pijama, sigur mă duceam mai mult de 99 de lei.
Da, eu am primit două pijamale la doar 99 de lei, plus masca, evident. Da, ok, haideți că mă schimb și revin. Și avem și ținuta numărul 2, cu pijama formată din top și pantalon lung. Să știți că se așează super bine. La fel, nici aceasta nu mă strânge, nu are nimic. Ia uitați, destul de bun elasticul, adică nu este un elastic super tare. M-am uitat și la aceasta din ce este făcut, așa că e la fel, 50% poliester, 50% bumbac. Topul ca și dimensiune este exact ca celălalt, super fain, doar că nu mai are broderia aceea aici, cu inițialele mele, dar este ok. Acum și cu mine, pentru 30 de lei ce era să mi le brodeze pe toate cu inițialele mele, dar ia uita, super faină. Pantalonii, nu știu dacă mă vedeți, vin super ok. Îmi place foarte mult. Deci, v-am zis, de data asta chiar am dat lovitura cu articolele acestea și cu Miste e-box-ul ăsta pe total. Oh, mi s-a stricat puțin și părul. Deci, da, îmi place foarte mult. Mă bucur foarte mult de achiziția făcută, așa că, de ce nu, poate o să... Acum mă gândeam că ar fi cazul să mai intru la ei pe site să văd dacă mă au astfel de surprize și anume... cutii cu conținut necunoscut, pentru că, da, mie îmi place să explorez, de ce nu? Ok, dragii mei, cam asta a fost tot pentru astăzi. Sper că v-au plăcut ținutele. Eu deja le ador, abia aștept să le port, să dorm în ele. Poate o să-mi fac cândva și niște poze faine în ele, de ce nu? Mai ales în cel roz. Oh, doamne! Și cum s-au gândit ei să pună o pereche de pijama pentru zilele mai reci, pentru că avem pantalonul lung, iar cealaltă pijama pentru zilele mai călduroase, pentru că avem top și pantalon scurt. Da, s-au gândit ei la toate, pentru că de ce nu vine vara? Ok, dragii mei, cam asta a fost tot. Vă super mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o. Poate vreți să veniți și la mine pe Instagram să mă urmăriți și acolo. Eu vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag. Vă doresc o zi plăcută!